Cartea Sfântă s-a scris despre Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie, din ceruri și pe pământ. Și pentru acest Dumnezeu din care originează toate, dorim să avem un cuvânt de binecuvântare, cum scria Pavel în Efeseni 3:21, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam și după ce se termină cu neamul de cu vremea, în vecii vecilor, spunea El. Amin. Vă dorim binecuvântarea acestui Dumnezeu pentru generația în care trăiți și vă dorim harul Său pentru eternitate. Pentru vremea când nu vor mai fi familie. Pentru că familia are un mandat, așa cum sunt întrebați cei ce se căsătoresc, până când? Până la moarte. Și s-a terminat episodul. Apoi urmează veșnicia. Și fericii de aceea ce spunea Domnul Hristos, vorbind despre familie și sfârșitul mandatului ei, Luca 20. Că unii vor găsi vor fi găsiți vrednici să aibă parte de viacul viitor. Și vor fi numiți fiii ai învierii. Vreau să privim, așa după cum a fost anunțată tema, la familia din generația aceasta. Cum poate o familie, în coordonatele timpului nostru, să-și asigure stabilitatea și, în perspectivă, mântuirea, o bunăstare limitată aici trecătoare și apoi un câștig etern. În primul rând, și cu aceasta intrăm direct în subiect, vreau să vă aduc în față domeniul economic al problemelor vieții. În ultimele decenii, în mod deosebit, economiile țărilor și prin aceasta bugetele oricărei familii au avut de-a face cu o creștere exponențială, aș putea spune chiar cu o forțare a creșterii produsului și a consumului. Tehnologia s-a dezvoltat într-un ritm fără precedent. Dacă sute de ani în urmă și bunicul, și tata, și nepotul mergeau toți cu căruța, probabil că aduceau anumite îmbunătățiri. În vremea noastră, tehnologia a explodat și părinții rămân adesea în urmă, bunicii sunt uitați, pentru că vorba cuiva, mâine, poimine, să fie fiecare cu satelitul lui. Ei, nu știu dacă se ajunge până acolo, dar cert este că nu știe nimeni încotro se va îndrepta tehnologia. Vreau să observăm și să vă arat în Biblie. Cu vorba unui reformator, Biblia nu e nici antică, nici modernă, Biblia e veșnică. Amărire Domnului! Cerul și pământul vor trece, au mandat prevăzut în Biblie. Biblia are de-a face cu un Dumnezeu care le cunoaște pe toate dinainte. Și care poate să ne învețe în orice domeniu și în orice situație. Îi spuneam cuiva, apropo de domeniul economic, care și-a deschis o firmă, a falimentat și apoi a venit să spună ce-i de făcut. Și l-am întrebat ca să luăm problema de la capăt, de la rădăcină, nu? Tu când te-ai apucat de firmă, până unde ai rusese cu cititul Bibliei? Că după niște pași ce ai făcut, nu-mi pare a fi parcurs Cartea Proverbelor. Apoi știi, frate, m-am gândit că se poate. Ei, dacă citeai de Proverbe, te dai de Eclesiastru. Și acolo scrie că m-a încercat unul. Și a crezut că se poate. A zis, haide! Apoi s-a întors înapoi și a constatat că nu se poate. Că în vorba unui bătrân, spune el, sunt unii care văd indicatorul drumul înfundat. Ei nu cred. Ei vor să încerce. Se duc, dau cu mașina în zid, se întorc înapoi, se mă uit o dată la indicator și spun, a fost drumul înfundat. Asta este. Dragii mei, Cartea Sfântă, repet, are soluție pentru orice problemă.
Problema însă se pune dacă înghițim noi soluția, dacă luăm noi tratamentul, nu că nu ne-l prescrie Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am amintit de cartea Proverbele, haideți să pornim de aici, că doar știți, cartea asta e la jumătatea Bibliei, să ne putem duce ori într-o parte, ori în alta. Proverbe, capitolul 30. Spunea un om, citesc de la versetul 7, două lucruri își cer. Mi-a stă beneficație dacă le-aș cerut ca familie, pentru că aici vorbim de probleme economice. Nu mi le opri înainte de moarte. Primul, depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos, adică sub orice formă ceea ce ar avea de-a face cu nesinceritatea, cu lucruri ascunse. Dar partea lor interesează pe noi. Nu da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi, Doamne, harul să găsesc poziția de echilibru. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Și el, ca un înțelept, a explicat de ce își dorea să scape și de sărăcie și de bogăție. Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine să zic, cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Această stare care se găsește între cele două extreme, nu doar vinovat, fatal. Trebuie să fie o dorință a oricărei familii pentru ei și pentru copiii lor, ca părinți. Pentru că, spune Scriptorul în Cartea Proverbele, vă rețin câteva versete, în vremea noastră modernă, postmodernă, a apărut ideea cu creditele. Și am idee cum funcționează sistemul. Și oamenii au crezut mai mult ce scrie pe reclame decât ce scrie Biblia. Și au ajuns la probleme mari. Așa cum îmi spuneam de cel frate. Iată ce vă citesc din Cartea Proverbe, capitolul 13, versetul 11. Bogăția câștigată fără trudă, aici aș include și loterii și alte operațiuni prin care oamenii vor să câștige bani sau ce avem noi mai modern, bursele de valori, prin care se fac speculații la vedere sau pe termen. Dar ce se strânge încetul cu încetul, crește. În aceeași idee citesc tot din Cartea Proverbe, capitolul 28, versetul 19. Cine își lucrează când are belșug de pâine. Dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. După părerea mea, belșug de sărăcie înseamnă datorie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări. Și acum atenție. Dar cel ce vrea să se îmbogățească repede, nu rămâne nepedepsit. Vrei să fii pedepsit? Atunci bate repede palme să faci avere. Și sigur o să fii pedepsit. Și nu contează pe ce variantă mergi. Mergi pe varianta bancară sau mergi pe varianta carismatilor extremiști care spun că trebuie neapărat să fii bogat și să poruncești porcuneului să se umplă de dolari. Nu rămâne pedepsit. Asta o spune Cartea Sfântă și așa se va întâmpla. Oricum, riscul este mare și pentru sărăcie. Extremă. Spune Scriptura, versetul următor, chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se vedea la păcat. Sau un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Sau tot aici, versetul 25, cel lacom stârnește cercul, dar cel ce se încrede în Domnul și muncește potrivit cu profesia ce o are, cu posibilitățile existente, este săturat din belșug. Eu vă doresc, Dumnezeu, să vă binecuvânteze. Amin. Dar feriți-vă la nivel de familie de aceste dorințe. Hai să mai citim tot din Proverbe, capitolul 20 și 3, versetul 4. Nu te chinui să te îmbogățești.
Și nu spune priceperea în aceasta. Dacă Dumnezeu a rânduit pentru grasă cineva să fie bogat sau sărac, vorbim despre extreme, sărăcie să furi, sau putre de bogat, nici să putrezești înainte de vreme. Dar vorbim despre o situație materială mai bună sau alta mai precară. Scrie Proverbe 22:2, bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Părerea mea că Dumnezeu a trecut pe unele familii pe o listă de bogați. Există însă o altă listă mai lungă cu săraci. Și dacă vrei să te chinui, să treci, bineînțeles că trebuie să fii prea cuvinte bogat să, treci, să vrei să treci pe lista săracilor. Cred că tendința este doar unidirecțională. Săraci să treacă pe lista bogaților. Dar asta trebuie să se facă fără chin. Trebuie să se realizeze potrivit celor spuse în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9. Cei ce vor să îmbogățească fără dorința de a fi bogat. Pentru că aceasta înseamnă să trebuie să fie următorul, iubirea de bani. Care e rădăcina? Tuturor relelor. Îți turbă casa. Ajungi în situații de nedreptate. Ajungi să te încrezi în bogății. Și multe alte scrie aici. S-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Nu fac eu vreme să le pomenesc pe toate. Cred că nici nu le știu. Dar dacă totuși cineva este bogat, fără să fi vrut asta, adică fără să fi depus mari eforturi în a ajunge bogat. Eu îi doresc măcar să fie bogat de două ori. Nu numai o dată. Scrie aici în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 7, zice: îndeamne pe bogații beacului acestuia să nu se îngânfe. Că nu știu exact ce se întâmplă, dar care cum se îmbogățește, deci că își pierde din minte. Se îngânfă, se încrede în bogății, în loc să se încreadă în Dumnezeu care le-a dat pe toate. Ajung și în alte ispite, cum scrie Iacov, că batjocoresc pe cei săraci. Și alte probleme. Versetul 18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune. Asta înseamnă să fii bogat de două ori. Odată să fii bogat material și a doua ori să fii bogat în fapte bune. Adică cumva Dumnezeu se îndură de tine să ajungi bogat și a treia oară. Asta după înviere. Scrie aici, să fie dar și gata să se simtă împreună cu alții, așa că să strângă pentru vremea viitoare comoară. Să fii bogat a treia oară. O bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Dumnezeu să vă ajute. Așa că, dragii mei, nu știu dacă ați făcut avere în Irlanda sau nu ați făcut și dumneavoastră nu știți dacă o să faceți sau nu o să faceți. Și încă e ceva ce nu știți. Nu știți dacă o să o puteți păstra sau nu. Că scrie Biblie bogăția mare și aripi și mai zboară. Așa, de la unul altul, într-o țară, într-altă. E totul imprevizibil. Iov, dreptul Iov, a fost bogat. Și a ajuns sărat. A ajuns iarăși bogat. Dacă nu te-ai chinuit să fii bogat, suport și să fii sănătos. Dar Apostolul Pavel spunea, m-am deprins să fiu un belșug sau să fiu o lipsă. Dar pentru asta trebuie să poți în Hristos. Fie așa spunea lui, pot totul în Hristos. Dacă nu ești în Hristos, apoi e mare problemă. Și de aici apar mari și mari probleme în familie. Se spune că un rege avea trei băieți și nu era decis la care din ei să-i lase tronul. Și le-a dat o probă, având o grădină mare, regală. În mod deosebit, în antichitate, nu erau atât de mari castele, dar faima unui rege se evidenția prin grădini. I-a făcut și Dumnezeu. I-a creat omului nu un castel, ci a făcut o grădină. Ai din. Proba era ca să se plimbe prin grădină într-un timp necunoscut dinainte și când va suna un clopoțel să iasă pe poartă,
dacă nu într-o am dreptul să facă orice, să atingă orice, n-avea voie să scoată nimic. Și le dă împăratul drumul la băieții în grădină. Primul, un om pofticios, pornit pe plăceri, pe mâncare bună, băutură, erau acolo mese a împăratului. Mare lucru n-a că făcut prin grădină decât a mâncat, a băut. A venit vremea să facă plăboțe. Al doilea, ăsta era pe adunat. A știut el că nu poate să ia nimic din grădină, dar când a văzut că acolo sunt pietre prețioase, a zis, dar nu mă caută cineva în fundul buzunarului. Dar când a văzut în altă parte pietre mai prețioase și le-a umplut. Și când a văzut altele mai frumoase, a zis, dar unde mai bag, am făcut plovărul sac. Ori mă prinde, ori nu mă prinde. A sunat clopoțelul. Gata, la poartă. Al treilea, s-a dus el pe grădină, a mâncat și el, a admirat. La un moment dat l-a prins muza poetică, a început să facă versuri frumoase pe mine. Până la urmă i-a venit și melodia, a pus pe note. Și când a sunat clopoțelul, el cânta. La poartă, că așa era poruncă. Când îl văd pe primul, măi, tu cu ce te-ai ales? S-a bătut pe burtă. Așa am spus eu de unii, că și-au deportat stomacul. Al doilea a fost surprins cu bănuții. Și i-au fost reținut. Al treilea a zis, tu? Zice, m-ați întrerupt, nu mi-a lăsat să termin cântarea. Hai, ce cântare? Hai, cântul să auzim și noi. Era acolo comisia, regalul. Mai frumoasă cântare. O să spunem la rege să-ți dea ție sacul cu bani ce l-au adunat frate. Oricum, tatăl său l-a așteptat cu tronul. Ei, o să-mi spuneți că asta e poveste, așa-i? Dar e poveste, numai că e povestea noastră. Că noi am venit aici în lumea asta și din punct de vedere economic, alții n-au altă plăcere decât să mâncăm și să bem. Și la urmă, murim, nu? Și la ei mare problemă dacă nu-i mâncarea gata. Bărbații uneori, că de unul și pocăit așa ca David, dacă nu-i dai mâncare când zice să supără, știi? Poate știu surorile. Pentru ei e foarte important să fie cât mai multe sărbători, deci că sunt prea puține în calendar, și religioase, și lumești, nu să mânce. Băutură. Și lângă astea, dacă tot e sărbătoare, mai trebuie și ceva, hai din nou, paradă. Și iată și surorile la rând. Și uite așa se consumă bani. Alții sunt economi. Sunt frați cu al doilea. Ești pe adunat. Conturi. Imobile. Și în final, când sună clopoțelul, cu sau fără fanfară, pleci, nu? Le iei cu tine sau le lași? Rămân toate. Spuneam fratele noi din adunare că s-a dus la un cumnat de lui care e general, în rezervă, bătrân. Și văzându-l că n-a pus preț pe cele sfinte, vrea să le evanghelizeze, i-a dus pe doi nepoți să cânte și îl întreabă, ce zici cumnat? El, ca un om lumesc, zice, da, artistic. Măi, eu ți-am adus să vezi cât de artistic cântă. Eu m-am gândit că tu te gândești la ce cântă. Și văzând că nu înțelege, zice, bă, ai adunat atâtea comori și ai doi puncte de medalie. Când o să mor, spune ce se facem cu ele, aruncăm peste tine groapă sau le ducem la voi acasă? La voi faceți ce vreți după ce voi muri. Oameni care au totul aici. Eu v-aș dori să semănați cu al treilea, care mănâncă și ei, beau și ei cărnesc. Mănâncă și este, nu? Se bucură și laudă pe Dumnezeu care le-a creat și care vrea să te mântuiască. Slăvit să-i fie numele. Și că, dragii mei,
Dumneavoastră vă puteți cerceta. Eu vă citesc tot din Proverbe în privința problemelor economice la nivel de familie. Proverbe, capitolul 23, versetul 21. Căci bețivul și cel ce se dă la îmbuibare, sărăcesc. Mă, bețiv nu sunteți, dar îmbuibarea noastră știți. 21:17. Cine iubește petrecerile, va duce lipsă. Și cine iubește vinul și un de lemn în dresurilor, nu se bogățește. Deci cei care investesc totul pentru trup, acum unii pun înăuntru, mănâncă bine, alții pun pe din afară, știți? Așa că bietul bogat. În fiecare zi le avea pe amândouă. Luca 16:19. În fiecare zi se îmbrăca porfiră și însuțire, așa, la patru aci. Dar nici cu interiorul nu se lăsa mai pe jos. Avea mese. Pentru că își permitea. Cu atât s-a ales. Dacă sunteți cumva din această categorie, să știți că trebuie să vă schimbați prioritățile bugetului de familie și să nu vă lăsați după cei care se ocupă de modă, pentru că ei o schimbă tot cam la 6 luni după cum se schimbă sezonul, ca să aibă business. Pe seama cui? Pe seama celor ce nu fac studiul din Proverbe. Să nu vă lăsați după cei care au restaurante și promovează fel și fel de alimente și de meniuri, pe seama cui? Pe seama celor ce au ca Dumnezeu pântecele. Ăștia nu rezistă la asemenea provocări. Studiați dumneavoastră o listă de meniuri din vremea biblică. Să vedeți ce simplă este. Un frate la noi din biserică merge mai mult în India. S-a întors odată și ne-a spus, fraților, eu n-am crezut că se poate trăi 3 luni de zile să mergi numai orez odată în zi. Noi ne batem joc de trupurile noastre. S-a cum spunea unul din regii persani, că într-o campanie militară a fost ascuns și a mâncat numai pezmeți și smochine uscate. Și se întoarce înapoi la bucătarul casei regale și vine încoace. De ani de zile îți bagi joc de mine. Tu nu mi-ai spus că se poate mânca și singur. Toată seara m-ai ghiftuit și eu noaptea nu pot dormi. Nu știu pe rău cine ghiftuiește. Sau cine ne ispitește pe noi să cumpărăm haine și aurituri și să le ungem cu cât toate sunt. Vedeți? Sunt provocări, cum spunea cineva, nu știu cum este aici, dar în țară, când a apărut ideea cu aloe vera, de exemplu. Cineva a zis că se traduce mai simplu aloe vera. Gata, toată lumea cumpără aloe vera. Apare ceva, reclamă, gata, toată lumea. Pentru că asta este inima comerțului, marketingul. Să provoace vânzările. Și vieții oameni, cu ce se cumpere? Nu-i problemă, pe credit. Cumperea și plătești mâine. N-ai avut 2 lei și mâine o să ai 4, nu? Cine ți-o provoace de asta? De unde asemenea gândire bolnavă? Că numai dacă Dumnezeu dă să se ieftinez lucrurile, cum a zis prin Elisei. Mă mai citesc un verset din Proverbe și apoi ceva mai greu și am încheiat subiectul ăsta. Proverbe, capitolul 10, versetul 17. Nu, 16. Cel neprihănit, dacă v-aș întreba care e neprihănit, așa, cu modestie, să ridicați mâna sus, așa, numai până la nivelul umăr. Dar parcă ați avea drăzneală, nu, frate, suntem la adunare, am zis frumos, am cântat. Vă dați proba singuri, la bănuți. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață. Adică pentru ceea ce e necesar întreținerii vieții. Sau de ce nu, să mă aduc și cobor în cer pentru adevărata viață. Dar culmea, unii își întrebuințează venitul pentru moarte. Mănâncă ce nu-i sănătos, își chinuie trupurile. Cum zice Romanul, își necinstesc singur trupurile. Am stat într-o zi, așteptam pe cineva într-o parcare, în fața unui salon de coafură. Măi, și când am văzut cum le chinuie pe bietele femei, o fă milă de ele.
N-a alea și trebuie înțează venitul pentru viață? Păi nu-i sănătos. Să te vopsești, te spargi pe toate părțile, să stai spânzurat pe tocuri, să te chinui. Asta nu-i venit pentru o viață. Că viața nu așa se promovează. Recent am auzit cineva că timpul tatuajului a murit. N-a putut organismul suporta. Și-o întrebuințați venitul pentru moarte. Alții mor în timp indirect, dar pe banii lor. Și asta, dacă nu-i neprihănit, n-are dorințe ca atare. Partea a doua versetului. Ce rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Auzi, numără-s banii. Ce-o fi, muncit sau de la social? Spune, hai să văd câți pun pentru viață, câți pentru păcat. Auzi, să păcătuiești cu banii tăi, mă. E mare prostie. Mă, bine, poți păcătui și pe gratis, dar să știi că, de regulă, numai primele produse promoționale scam pe bani puțin, după aceea totuși scoți bani. Că cineva a întrebat, de exemplu, vom vorbi despre asta mai departe, cum am auzit că se fac miliarde în industria pornografică, e atâta pornografie pe gratis? Ei știu că creează dependență și numai primele sunt pe gratis. Restul pe bani. Și așa e tot din domeniu. Dar acum am o probă grea pentru dumneavoastră. Studiem un pasaj biblic pe tema asta, Isaia, capitolul 34. Domnul aici este tare supărat pe familie. Și scrie de la versetul 13, se înfățișează la judecată, stă în picioare să judece poporul. Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului, cu ușul mai mari lui. Voi ați mâncat bia. Prada luată la sărac este în casele voastre. E o problemă de familie. Cu ce drept călcați voi în picioare pe poporul meu și apăsați pe sărac, zice Domnul oștirilor. Dumnezeu le-a supărat pe bărbați și se judeca cu ei. Și știți în ce a constat judecată? Citesc versetul 25, bărbații vor putea uciși din sabie și viteși de înut. Și așa s-a întâmplat. Au murit cea mai mare parte din bărbații din țară. El a supărat Dumnezeu cu ei. Și toată supărarea avea un fond economic. Vă rog să rețineți, vinovăția era în primul rând a bărbaților. Dar ceilalți membri din familie, în ce postură erau? Versetul 12. Poporul meu a suflit de niște copii și îl stăpânesc niște femei. Apa, să zic că erau și doamnele vinovate și juniorii. Cu ce? Citim de la versetul 16. Pentru că fiicele Sionului sunt mândre și prezintă în continuare garderoba femeilor, probabil și a fetelor, și au returnat. Și acum eu vă întreb, dezbatem textul acesta. Ce legătură are judecata lui Dumnezeu pentru bărbați că au prădat via și au nedreptățit pe sărac cu garderoba femeilor lor? Să știți că în vremea aia cine avea mai multe haine nu era ca acum. Dar știți din alte întâmplări din Biblie, cine avea două rânduri de haine putea să dea, că erau unii care n-aveau niciună. Dacă vrei să faci cadou la cineva, ce făcea cadou? O rând de haine de schimb, că nu oricine putea să se schimbe. Scrie în Deuteronom că dacă un om îl lăsa haina, mantaua era vorba, zăloc, trebuia să-i o dai seara, că haina aia era și pătură pe noapte. Industria textilă nu era dezvoltată ca acum. Dar că așa stau lucrurile, de unde aveau astea atâtea garderobă? De ce n-aveau? Pentru că pe familie câștigul nu permitea mai mult. Nu că nu există așa atunci o formă de comerț. Dar doamnele astea au cerut și bărbații o să de unde? Lasă că ne dreptățim noi. Înșelăm și facem rost de bani că trebuie sporit bugetul familiei. Că așa-s cerințele. Și ascultați-mă ce vă citesc din cartea Amos, cam ce se întâmpla atunci. Amos, capitolul 2. Citesc versetul 8. Sentind
lângă fiecare altar, pe haine luate ca zăloc și deau în casa Dumnezeilor amenda celor osândiți de ei. Vedeți ce făceau? Spune tot aici, versetul 12, în capitolul 3. După cum păstorul scapă de gura leului numai două bucăți de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria în colțul lui pat și de covoare de damasc, le plăcea și lor materiale de import. Spune apoi tot aici, în cartea Amos, capitolul 5, versetul 4. Să vedeți ce consum aveau în familie. Ei se culcă pe patru de filde și stau din șalele pe așternutul lor, mănâncă miei din turbă și vieții puși la îngrășat. Capitolul 8, versetul 5. Cum va trece luna nouă? Să vindem grâu, sapatul, să deschidem grânarele, să mișorăm efa, să mărim sicul, să străbăm cumpăna, să însălăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe perecă de încălzărim. Îi mai trebuia la doamna în corând de ghete. Sus de unde? Las, că vindem un loc rob și îl vindem la sirieni și le dau ei păpuci. Și Dumnezeu zice, dar până când asta? Unii își permit luxul și alții mor de foame. Și acum vă întreb, dumneavoastră știți în ce sărăcie se trăiește în alte părți ale globului? În Cornul Africii, de exemplu, n-a plouat vreo 2 ani. Ne povestea un frate întors recent din Sudan. Dimineața ieșeau copilașii din corturi să fugă la pădure. Știți de ce? Să mănânce insecte, să-și asigure necesarul de proteine. E foame. Se moare de foame zilnic. Și noi? Noi nu ne dreptățim pe ei. Noi ne dreptățim, cum se spune la român, bugetul statului. Dar uite că tocmai datorile suverane ale țărilor fac ca pe vremea lui Solomon la sfârșit, că luxul duce la impozite mari și la asuprire. Chiar din punct de vedere a paradigmelor economice, se consideră că sistemul bancar și luxul sunt cele două mari probleme care au dus societatea actuală în criză. Și criza asta se va răsfrânge asupra familiilor, pentru că statul nu are de să-și scoată bani. Și toate astea pun în pericol nu doar viața de aici, și viața noastră spirituală. Domnul să vă dea pricepere să ieșiți biruitori în privința asta. Că dacă în familie o să știți să numărați bine bani și o să fiți niște oameni puternici, atunci nu-i problemă. Vă doresc, cum scrie Evrei 13, să fiți mulțumitori. Dar știți acolo cum scrie cu ce? Cu ce aveți? Se spune că o familie s-a sculat dimineața, au citit din Biblie ca oamenii pocăiți. Versetul ăsta și soția, ele se îngrijorează mai ușor, îi spune soțului, dragă, m-am câțiva dolari cash pe card, nu mai avem frigiderul cam gol, trebuie să cumpăr medicamente la copii, ce face? Dar când au citit versetul ăsta, au zis, cum să ne mai îngrijorăm? Că Dumnezeu îngrijește de noi, slăvit să fie numele. Pleca la servici. Pe drum, vede un om în pană, pe dreapta. Se oprește, pot să vă ajut? Domn bine îmbrăcat, cu o mașină de lux. Și, mamă, aș vrea să vă ajut la reprezentanță, încă nu e deschis, dar te pricep? Da, sigur, imediat, de panare. Cât mă costă? Zice, omul bine aranjat, mașina bună. Auzi, să te taxezi de la prima oră. Am făcut și eu bine. Și nu e niciun bani? Nu. Salut, George mă cheamă. Pleacă. Între timp, soția a rămas acasă, se duce la magazin să cumpere un minim necesar după bănuții ce îi mai avea. Când ajunge la casă, constată că nu-i ajung banii. Și spune la caseriță, vă rog să mă scuzați, pun ceva înapoi pe raft. Mai rău decât vreo doi oameni înapoi ei la rând și să întind de o mână. Punea doamnă de aici, timp de o bancnotă de 100 de dolari. Nu, 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 hai gata, că toți ne grăbim. Mai trebuia vreo 10 dolari sau nu știu cât. Și se dea restul înapoi, ce nu? Lăsați-i acolo. Și pleacă. Dar cine sunteți? George mă cheamă. Vine bărbatul la servici, o găsește acasă bucuroasă. Dragă, cum ești așa senin? Păi a lucrat Dumnezeu astăzi peste așteptările noastre. Mi-am cumpărat de tot și cam cash, 80 de dolari. Dar cine ți-o dat? Unul George.
Păi și am întâlnit dimineața lui George, cum arăta? Și spune el, zice, era un om așa bine îmbrăcat. Și ăsta era îmbrăcat, dar cu pletă. Ce nu, ăsta era tuns frumos. Ce se întâmplase? Ăsta, George, ăsta, după ce l-a făcut fratele un bine, îmi zice, băi, ăsta care mi-a făcut un bine, nu m-a păcăit pe ăsta. Că așa îmi spunea și tata care a fost pocăit, să faci bine și să lași pe seama lui Dumnezeu să ți se răsplătească. Băi, dar mi-a amintit, zice el, când eram la tata aceea să mă tund și eu nu m-am tuns de multă vreme, astăzi mă tund. Și așa se face că mai târziu George al nostru era tuns. Dragii mei, Dumnezeu să vă poarte de grijă. Amin. Dar dumneavoastră purtați de grijă să nu vă mângiți cu bani și să nu arați bine, să-i întrebuiți pentru viață și nu pentru păcat. Amin? Amin. Trecem la nou domeniu. Societatea noastră, modernă sau postmodernă, asta ultimele decenii, suportă o criză morală majoră. Imoralitatea a invadat familia. A avut loc ceea ce se numește revoluția sexuală, mișcarea feministă. Toate acestea au împrentat major casele noastre. Am fost în toamnă în Suedia și mergând de la Malmö spre Göteborg, cineva mi-a arătat un lac. Și a zis, aici lângă lacul ăsta este o inscripție. Că a fost primul lac din Europa, unde bărbați și femei au mers împreună la apă. Dar știți cum se merge atunci? Cu tricou și pantalon până la genunchi. Dar și asta ni s-a părut că ceva ieșit din norme. Între timp, știți unde s-a ajuns? Sodoma și Gomora. Ei, toată lumea zace în cer rău. Dar pe noi ne interesează care e statutul și moralitatea casei noastre. Spune Scriptura în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Versetul 2. Știți în adevăr ce învățătură v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Și atenție! Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. În a ști să stăpânești vasul în sfințenie și cinste înseamnă nu doar să nu ajungi să comiți adulter fizic. Pentru că spunea Domnul Hristos, citesc Matei capitolul 5, versetul 28, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Și eu vă întreb, asta se poate și în față la computer sau numai dacă trebuie să vă ele pe stradă? Cu siguranță că se aplică pentru live și virtual. Și acum ispita e mare. Până într-acolo, când spunea Domnul Hristos, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l! A, și încercăm noi să spiritualizăm textul și să spunem că la ce... Adică vrea să căutăm ochiul. E aici. Mai căutăm pe ochiul. Pentru că Domnul nu părăsește subiectul. Rămâne la explicarea poruncii a șaptea, să nu prea corbești. Dar, dragii mei, dacă în casele noastre și dacă în trupul nostru, care e templul Duhului Sfânt, ne pierdem moralitatea și sfințenia, în sfințenie și cinste, ce mai rămâne din noi? Un gunoi, nimic altceva. Dacă profanăm templul nostru, prin aprinderea noastră, la bărbați, poftile se aprind prin ochi. La femei, prin limbă. Vorba cele din cântarea cântărilor. Când nebuneam când vorbeam. Bărbați se nebunesc când văd.
Specialiștii spun că dacă nu reușești să întorci ochii de la o imagine sau de la o femeie, în primele 6 până la 10 secunde, după aceea nu mai gândești, ai rămas să privești. S-a suspendat rațiunea. Și vinovăția este dublă, dragii mei. Bărbații sunt ispitiți să vadă. Și femeile pe lângă la discutat mai sunt ispitite cu ceva. Să nu se îmbrace în mod corespunzător și să provoace bărbații. Și toate aceste stricăciuni împreună cu filme, cu imagini, invadează casele credincioșilor. Și cu siguranță bat și la ușa casei dumneavoastră. Sau nu este așa? Dar care ar fi soluția? Cum putem să rezistăm în societatea asta așa de murdară? Se poate? Sau trebuie să cădem și noi victime, să plătim tribut acestui păcat murdar? A ajuns Iosif în casa lui Potifar și spunea, când a fost provocat în mod intens, cum să fac un păcat atât de mare? Și n-a băgat. Și a rămas în picioare. Dar cum se poate una ca asta? Să nu-mi spuneți, frate, eu știu, un bărbat serios, nu ne-am abordat cu subiectul ăsta. Dragii mei, David a căzut în curvie după 50 de ani. Dar știți de ce cred că a căzut? Și-a luat cam multe neveste. Asta înțeleg că eu mai curs ochii și înainte. Numai țiitoare avea vreo 10. Și dacă nu poți să stăpânești vasul, știți când au ajuns unii să cedeze? La bătrânețe. A-ți stăpâni vasul înseamnă a-ți stăpâni ochii. Iov 31:1. Nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Dar ispita e mare. Se spune că într-o ședință a unui bord de misiune, cineva a reclamat că într-o revistă creștină a apărut o reclamă în care era și o femeie. Și s-a alertat. Imposibil așa ceva. Și în timpul derulării conferinței, la un moment dat, unul din cei care au fost împotriva unei asemenea acțiuni, dă pagina înapoi să mă uit odată și zice, dar nu râdă femeia asta. Pentru că ispita este foarte mare și trebuie să fii foarte categoric. Ce înseamnă să-ți faci legământ cu ochii? Să nu privești, ai deschis computerul, tu cauți ceva, lucruri pentru firmă, și îți apare acolo aia din Proverbe 7, știi? Nu căuta drumul care duce spre casa ei. V-am spus că Biblia e foarte actuală. Când citesc Proverbe 7, îmi pare că sunt copilul în față. Și toate sunt de explicat într-un mod foarte clar. Iată ce spune aici, de exemplu, și în Proverbe 5. Buzele femeii străine strecoară miere și cel este mai un necost decât un de lemn, dar la urmă, dar ce-i de făcut? Versetul 7. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează de drumul care duce la ea. Deci de pagina aceea. Și nu te apropia de ușa casei ei. Păstrează distanță. E un singur leac. 1 Corinteni 6:18. Fugi! Nu poți să fugi de la pagină și ți alunecă mâna într-acolo, că nu ești stăpân nici pe mână. Vezi că Domnul că să tai și mâna. Că tai și mâna și ochiul, rămâne mausul suspendat, te descurci cumva. Dar dacă riști, și apoi te mai și duci pe unde nu trebuie, vezi că Domnul spus să stai și piciorul. Da. Atât de grav ar trebui pusă problema până la a ne mutila. Numai să ne scăpăm sufletul. Ca nu cumva, scrie aici în Proverbe 7 că femeia asta a făcut să-i cadă în mână multe jertfe. Mulți au ucis. Există un program de consiliere prin internet și poate vei zice, dacă sunt împotrivă, de ce utilizez? Utilizez profesional, dar sunt total împotrivă, le spuneam și aseară la cei ce au fost aici,
La orice film, ce fac o precizare, nu există filme creștine. Cum, frate? Sunt și televiziuni creștine, care au în grila de programe atâtea filme creștine. Dacă îmi găsiți un film în care să nu fie ieșit regizorii din Biblie, fac o lectă și vă dau și bani. Provocare reală. Dacă îmi găsiți un film în care să nu fie ieșit regizorii și actorii din Biblie, meritați mult bani. Dar nu o să găsiți. Pentru că nu există așa ceva. Nu se poate realiza un film doar cu informații ce sunt în Biblie, numai cu istorisiri tipuite. Și toate filmele au în ele și puțină provocare imorală. De aceea, ferește-te de așa ceva. Totalmente. Ca să nu mai spun de cine își permite să introducă vorba fratelui Zaharia Mica de la Cruj. În locul cel mai sacru al familiei, în dormitor, să introduci niște stricați. Asta înseamnă că tu ești deja afectat. Este inadmisibil într-un asemenea loc sacru. Pentru că, dragii mei, noi suntem templul Duhului Sfânt și spune 1 Corinteni 6, că ai o mădurare lui Hristos, să faci de mădurare unei curbe. Asta înseamnă că nici măcar nu voi folosi anumite vorbe, aluzii. Da, dar sunt tot felul de jocuri online, rețele de socializare. Aveți careva Facebook? Duceți-vă în seara asta și deconectați-vă. Închideți contul. Mă vedeți că vă rămâne acolo la administratorul de rețea. N-aș putut să nu vă treceți. Dar măcar nu m-am utilizat. Dragii mei, toate acestea sunt surprinse de Cartea Sfântă și scrie Biblia. De ce vrei? Hai să citesc Proverbe, capitolul 5, versetul 16. Vrei să ți se verse izvoarele afară? Adică să scurgă cuvintele. Ființa ta care aparține Domnului și partenerului de viață și să scurgă râurile pe piețile de obște. Toți care își permis să-și treacă pozele pe internet și să rămână acolo, s-au spânzurat în piața păcatului. Și ori păcătuiesc ei, ori alții, uitându-se la ei. Și acum, din două una, orică sunteți o ispită la capitolul 1, ca și alții să strânge bani pentru lux, orică sunteți o ispită pentru capitolul 2, ca să fie ispitit. Că pentru partea cât e cu haine ispită de un fel și pentru partea cei fără haine de altfel. Și oricum ispit. Eu vă îndemn, stimate surori, fete care sunteți aici, cu perspectivă de căsătorie, trupul dumneavoastră trebuie să fie sacru. Și știți cum a realizat Dumnezeu cortul? Era locul prea sfânt și o pierdea. Locul sfânt și încă o pierdea. Curtea și încă o pierdea. Și spuneți-mi, ce se mai vedea de afară? Acoperișul cortului. Și asta era sfânt. Și curtea, altceva nu se vedea nimic. Pentru că o femeie, spuneți-mi dumneavoastră, să vedeți una îmbrăcată așa, cum se poartă? Sau să nu mai zic una care să meargă la plajă. Asta e pierdut. Și să îi pune noi o etichetă, așa, știi? Templul Duhului Sfânt. Ce ați zice? Spune, bătaie de joc. Care e bătaia de joc? Cu umblă ea sau eticheta? Că eticheta e dreaptă. Că așa scrie în Biblie. Eu trec și referință. 1 Corinteni 6 cu 20. Vedeți? Se duce un frate, un bărbat, un frate și zice, auzi, nevastă mea vrea neapărat să mergem la mare, care și-a drept un concediu. Și frate, e drept că bani avem și am muncit, că avem firmă. Eu nu m-aș duce, că dacă mă duc acolo, voi vai de mine, cu ce au bun bine acasă. Dar i-ai spus la nevastă, dar ce pericol te paște? Păi mi-o fă rușine să-i spun, să nu zică că nu mă pot stăpâni. Du-te și-i spun. Asta e realitate. I-a spus, dragă, tu vrei să mă gândesc numai la tine sau vrei să te trec în albumă alături de altele? Păi cum vorbești așa?
Deci vrei să mă duci acolo nezată. Atunci, dacă vrei concediu și undeva în natură, la munte, în altă parte, ne putem și noi recrea. Dar undeva unde să ne putem ține vasul în sfințenie și cinste. Că vor spune unele, păi frate, eu mi-am permis, m-am dus, m-am trecut, dar eu sunt sfânt, eu nu m-am păcătuit. Da, cinstea nu s-a evaporat. Pe cine te vede umblând așa, ce o să zic? Asta e cinste? Cum le se spune unor la nunți, sunt așa zis și domnișor de onoare, eu le zic domnișor de ocară. Ăștia să fac de ocară, să-i expun publicul câte o fată și apoi numai vezi că nu se căsătoresc cu ea, știi? De unde e cinste din moment ce ești pierdut să meargă la braț? Cinste, nici vorbă de cinste, asta e ocară. E necinste. Și uite așa se întâmplă tragediile și apoi într-un târziu cu inima frântă și rănită și cu alte și alte păcate și efecte ne plângem morți și ne întrebăm unde s-a întâmplat asta. Mă sună odată cineva și îmi zice, frate, nevastă mea am surprins-o că întreține relații de la Facebook și apoi de la alte și altele cu un bărbat. Nu mai suport. Până la urmă ajung să vorbesc cu ea. Și a zis, dar frate, și el participă la niște jocuri online cu o fată din Franța, cu una de nu știu unde. Păi da, dar zice, eu nu mi-am expus trupul și nu privesc, eu numai discut. Familia în fază de divorț și întrebă, dar cum ați ajuns aici? Cu ce v-ați întâlnit și voi până acum? Voi acasă ce faceți? Voi acasă vă rugați, citiți în Biblie? Apoi frate, mai și citit, dar mai vizionăm câte un film creștin. Dar noi le mai selectăm. Adică voi veți o travă în doze mici. Sau cum vine asta? Dragii mei, nu vă jucați cu păcatul că vă ardeți. Scrie aici în Proverbe, capitolul 6, citesc de la versetul 27. Poate cineva să ia foc în sânt fără să-i se aprindă hainele? Unii cred că ei pot. M-am auzit pe unul spunând, frate, dar tu nu se vei tăria ta dacă te uiți și reziști. La câte lovituri reziști? Mai mult ca Samson. Mai mult ca David, mai mult ca Solomon. Au căzut. Pentru că David și-a permis să privească și beata Batșeva și-a permis să se expună. Și apoi tragedia care a urmat de aici. Nefericirea și toate relele. Dumnezeu să vă dea tărie sfântă. Amin. Că să știți cum trebuie să se comporte un bărbat. Că nici măcar nu privește, care își păstrează gândurile pentru soția lui, care este credincios în minte, cum spune în Maleahi, în capitolul 2. Nici nu se pune problema fizic pentru un adevărat credincios, nici măcar nu privește. Își păstrează demnitatea, nu se duce în asemenea locuri vinovate. S-a întâmplat că un slujitor a fost învinuit de imoralitate. Și învinuirea consta în acuzații că știu eu, în bazine sau undeva la mare, a pipăit ceva fete. Acum, cine știe ce a făcut el cu mâna s-o bată? Dar un slujitor își poate permite să meargă acolo? Dacă ar fi spus, ce simplu ar fi fost să scape de acuzațiile astea. Cine mă poate dovedi că eu am fost vreodată în asemenea locuri murdare? Dar să-i spui că ai fost și că ai fost la ea numai la o jumătate de metru? Asta e, tu deja te-ai apropiat de pericol și oricum mai degrabă sau mai târziu te arde. Îmi spunea unul din Austria, frate,
dacă mă duc la plajă cu unde din biserică, zice, eu nu mai pot vine la biserică. Eu când mă uit, le văd mai mult fără haine decât cu haine. Sunt terminat. De aceea, nici nu pot imagina un credincios care să vizioneze ceva mortal. Sau cu atât mai puțin să se ducă în astfel de lucruri. Dar și altceva. Mai cu anul urmă a fost un articol în revista în India, în care se spunea că erau două familii foarte prieteni. Bărbatul de la familia Gază se numea era mai tăcut, chiar mai morocănos, dar știu foarte muncitor. Celălalt bărbat era foarte comunicativ, un tip expresiv, sau un sanguinic. Și veneau din alții prietenii. Și într-o zi vine bărbatul ăsta musafir la sora Gază. Stau de vorbă, că femeile au nevoie să povestească, că bărbatul nu vrea, mai povestesc cu neamul sau, Doamne ferește, cu un alt bărbat. Și când se plece la ușă, el se apropie și un sărut așa, fugar pe frunte. Ea se trage înapoi, el pleacă speriat și când vine bărbatul, o găsește toată plângând. Dragă, ce s-a întâmplat? Ei spun. Și se așează frumos în masă și se întreabă, unde am greșit? Și greșelile le-au găsit. Când veți merge acasă, dacă vreți, mă. Încercați să găsiți greșelile. Cel puțin în astea două domenii. Vedeți dacă sunteți curați la nivelul banilor, a muncii. E o administrare pe care Dumnezeu ne-a dat-o și ne cere să fim credincioși în lucrurile mici. Și cine nu-i credincios în astea mici, nu-i credincios nici în cele mari. S-ar putea ca banii trebuie să ți-i dea Dumnezeu pentru un alt scop. Și s-ar putea în viitor să ajungi la probleme. Scria acolo în Isaia, capitolul 4, versetul 1, că femeile alea rămase văduve. Știți ce au spus? Facem cu această recapitulare. Șapte femei vor apuca ziua și un bărbat și vor zice, vom mânca pâinea noastră, atenție. Ne-am îmbrăcat cu hainele noastre. De ce au făcut referire la hrană și la îmbrăcăminte? Citiți Exod 21 cu 10. Cine își permitea să ia o a doua nevastă, trebuia să-i asigure trei lucruri. Hrană, îmbrăcăminte și dreptul de soție. Și astea au zis, ne lipsim de două îndatoriri fundamentale a unui bărbat prin lege. Numai să alegi noi bărbat. Săracile și-au dat seama că și cu asta și-au pierdut bărbații. Cu ce-au cerut să mănânce și să îmbrace. Și o să renunțăm la pretențiile astea două care ne-au omorât bărbații, dar vrea acum bărbat? Nu pentru asta. Și sunt femei care și-au omorât bărbații. Așa. Nu neapărat că vine războiul și moare, spiritual. I-au cerut să muncească, să alerg. Copii, cu aceleași pretenții, poate. Și se poate pierde omul străpângându-se, cum spuneam, că mulțime de chinuri. În al doilea rând, dacă vrei să cercetezi viața unei familii și viitorul ei spiritual, cere-le să se confeseze din punct de vedere moral. Întreabă-l pe bărbat dacă s-a uitat în altă parte. Și pe femeie, dacă a visat ceva nepotrivit. Și dacă îi găsești o familie curată, la bani mărunți și la priviri scurte, nu numai la cele lungi și pătimași, să știi că în casa aceea e dovadă că Dumnezeu a vegheat peste acel cort. Slăbit să fie numele. Eu vă doresc să vă ajute bunul Dumnezeu. Și dați-mi voi, hai să vă mai spun în întâiere o întâmplare. Mă sună într-o zi o soră tânără și spune, frate, sunt zdrobită sufletește. Azi am intrat pe computer, pe internet și am văzut că soțul meu ține legătura cu altă femeie. Se ajunsese până o mintră fază, nu prea departe. Ne-am căsătorit de mult, sunt însărcinată. Ce să fac? Cum să-l abordez când vine de la serviciu? M-am rugat Domnului și i-am spus, auzi,
nu te lega de el, nu-l aborda brutal, că s-ar putea să-l îndepărtezi și l-ar arunce exact în brațele acelei femei dacă mai are o prietenie. Foarte periculos. Vorbește frumos. Rugați-vă amândoi. Și într-un moment când vezi că inima lui este deschisă, spune, dragă, eu m-am dăruit ție. Eu sunt a ta. Dumnezeu pe noi ne-a unit. Are cu noi un plan, vrea să ne mântuiască, sensibilizează. Ea a făcut așa, m-a ascultat. În același timp a urmărit să vadă ce se întâmplă în lumea virtuală. Și când a urmărit, mă sună din nou și spune, frate, și-a închis conturile alea și-a închis relația cu fata aceea. Nu-i spune nimic, i-a zis. Continuă spiritual că ți-a ajuns soțul. Și mă sună după câteva vreme și spune, frate, într-o zi soțul mi s-a mărturisit. Și a spus, poți să mă ierți. Uite în ce am căzut. Și ea a zis, o femeie cu minte, a spus, te iert. Dacă eu aș fi căzut, aș fi vrut să mă iert și tu. Dar haide să ne angajăm amândoi să slujim lui Dumnezeu cu toată inima. Dragii mei, vin familie la consilier. Spune, uite, frate, suntem în criză. Știți ce le spun printre altele? Dacă vreți să vă pocăiți cu adevărat și pe de-ntregul, mă apuc să mă ajut. Dar dacă vreți așa numai să abandonați una, să păstrați alta, să vă pocăiți în ce vreți și în ce nu vreți să ne ascultați, dar nu o să pierdem vreme. Dumnezeu nu ajută oameni cu jumătăți de măsură. Dumnezeu sprijinește pe aceea că o inimă este întreagă a Lui. Să mă ajute cu Dumnezeu. Să vă decideți, nu contează ce face societatea, încotro se îndreaptă, înspre prăpăt și pe azare. Familia dumneavoastră să rămână, așa cum spunea Iosua, eu și casa mea vom sluji Domnului. Fie casa de dumneavoastră un templu sfânt, unde banii trebuie să poarte semnătura lui Dumnezeu. Și unde trupul trebuie să poarte cu atât mai mult amprenta lui Dumnezeu, că suntem creați după chipul și asemănarea lui, slăviți să-i fie numele. Amin. Amin.